Astăzi în capitală cu Alin Stoica, prefectul Bucureștiului. Bună seara! Mulțumesc că sunteți cu noi! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Cum vi se par imaginile? Imaginea mi se par revoltătoare, în primul rând, pentru că cei care organizează genul acesta de activități nu au minimă empatie să înțeleagă că sunt mulți cetățeni care pot suferi din cauza lor, pentru că regulile respective nu sunt dreptate împotriva comercianților. Ele sunt, de fapt, niște măsuri menite să asigure protejarea sănătății și vieții oamenilor. Și cred că toți suntem datori să respectăm regulile astea, tocmai pentru că ne pasă de ceilalți oameni din jur. Și în momentul în care vezi astfel de scene și știi că sunt foarte mulți oameni, foarte mulți bucureșteni care le respectă și poate că nu le este ușor să o facă, atunci evident că se pare revoltător. Poliția e prea blândă, credeți? Nu, poliția a dat foarte multe amenzi. Numai în weekendul acesta, să vă explic că în urmă cu o săptămână și ceva în urmă am luat mandatul. În câteva zile am avut o discuție cu toate instituțiile care au atribuții pe linie de control, Poliția Capitale, Jandarmerie, DSP, DSASV, mă rog, sunt niște acronime poate pentru mulți, dar sunt cei care se ocupă de sănătatea publică, de sănătatea alimentară și de ordinea publică, inclusiv cu Inspectoratul Teritorial de Muncă, și am propus ca să formeze echipe comune de control și să meargă în toate zonele în care există aglomerații. Doar în câteva zile poliția a dat amenzi de peste 250.000 de lei. A existat un caz în care poliția a găsit un tânăr care trebuia să fie în carantină, dar era la o petrecere și a întocmit dosar penal pentru zădărnicirea răspândirii bolilor infecțioase. Deci poliția face lucrul ăsta. Însă ce mi-au explicat organele de ordine este că foarte multe dintre aceste terase sau comercianții respectivi își fac un calcul oarecum, nu știu cum să-i spun. Economic. Merită să plătească amenziile mai pe șleau. Exact. Asta mi-au explicat, că în casele de la o singură masă le ajung să plătească amenda pe care poliția o dă. Mi se pare că maximul amenzii pe care poliția o dă este 10.000 de lei, dacă o plătești în 15 zile este 5.000 de lei. Asta, apoi un calcul economic foarte simplu din partea oricărui comerciant va duce la concluzia că mai bine ține terasa deschisă și plătește în fiecare zi câte o amendă pentru că își permite. De aici concluzia ar fi că trebuie să fie amenzi mai mari? Nu cred că ar trebui să fie neapărat amenzi mai mari, cred că ar trebui să fie și alte sancțiuni. Și am avut o discuție și cu Ministerul Sănătății și am găsit câteva pârghii legale pe care vrem să le aplicăm în următoarele zile și să suspendăm activitatea acestor comercianți care nu respectă normele sanitare. Bun. Și care reprezintă un pericol pentru sănătatea. Domnule prefect, astăzi ați spus că nu se pune problema unei carantine în București pentru că aici este 25% din economia României, un argument pe care îl înțelege toată lumea. Absolut toată lumea. Ne întrebăm însă care ar putea fi soluțiile, pentru că tot dumneavoastră a spus de mai multe ori că în mod cert e nevoie de reguli, restricții noi. Și atunci am văzut lista pe care o propune DSP. Suntem siguri că ați văzut-o și dumneavoastră. Cum vi se par aceste propuneri? Program decalat de muncă, închiderea locurilor de joacă, ele sunt închise și acum, din câte știm noi, mai puțin clienți în magazine, magazine închise până, magazine deschise până la ora 16 în weekend. Vă rog, domnule prefect. Am văzut propunerile, cele mai multe dintre ele se aplică și astăzi. Unele dintre măsurile propuse nu au la bază un calcul. Dacă vă uitați la un moment dat pentru limitarea numărului de persoane din spațiile comerciale, se spune acolo asigurarea unei suprafețe de 4 metri pătrați pe persoană. Dar în același timp ar trebui să asigurăm o distanțare de 2 metri între două persoane. Păi dacă o persoană este la 2 metri distanță de orice altă persoană din jur, se formează un cerc și cercul respectiv are un perimetru de pier pătrat, asta înseamnă aproximativ 13 metri pătrați de persoană, da? Ok. Nu am văzut în spate niște date, pentru că eu am cerut mai întâi o analiză și după aia niște măsuri. Măsurile trebuie luate în urma unei analize serioase. Nu am văzut această analiză. Și
vreau mai întâi să văd acea analiză, după care să putem să luăm măsurile. Așa cum am spus mereu, măsurile pe care le vom lua sau pe care le va lua decidentul trebuie să bazeze pe niște date și informații precise și cât mai multe pentru a putea lua o decizie cât mai bună. Restrângerea circulației virusului ăstuia se face prin restrângerea circulației oamenilor. E atât de simplu. Și atunci, credeți că varianta cu magazine deschise până la ora 16 în weekend ar funcționa? E ceva la care vă gândiți și dumneavoastră? Orice măsuri care duc la limitarea circulației persoanelor și la limitarea aglomerărilor de persoane sunt măsuri eficiente. Adică, cel puțin intuitiv, ne dăm seama. Întrebarea este în cât timp astfel de măsuri pot duce la inversarea trendului. Noi suntem pe un trend ascendent. Dacă ne uităm la curba respectivă, e o curbă care va urca în continuare. Nu putem să o curbăm înapoi, să inversăm trendul imediat. Întrebarea este, măsurile pe care le vom lua, în cât timp vor reuși să ducă la un platou și după aia la o coborâre? Și asta e o întrebare pe care o pun specialiștilor, epidemiologilor, ca măsurile respective să fie corelate și cu o previziune pe viitor, ca să ne așteptăm în cât timp, până când trebuie să menținem măsurile astea, ca ele să fie eficiente și să ne ducă înapoi înspre o zonă sigură. Adică dumneavoastră vă doriți ca atunci când vor fi anunțate noile restricții să le spuneți oamenilor și până când vor fi ele valabile? Să avem măcar un orizont de timp în care să spunem, da, peste 20 de zile aceste măsuri vor da roade. Un alt obiectiv, de data asta despre el vorbește Ministrul Sănătății, este acela ca de Paști oamenii să meargă, să facă sărbătorile așa cum trebuie, spune Ministrul Sănătății. Asta înseamnă că ar fi bine ca restricțiile astea să fie valabile până de Paști? Da, eu cred că intervalul de timp, care este de o lună și, ar trebui să ne permită, dacă suntem toți suficient de ordonați și respectăm toate regulile de protecție a sănătății, atunci cred că e posibil. Da. Mai există câteva variante despre care se vorbește, de exemplu, magazinele să fie deschise până la ora 18 în timpul săptămânii de lucru sau carantina de noapte să se prelungească să fie începând cu ora 19, cu ora 20 sau poate chiar ora 18 ca în Franța. Ori de câte ori se discută despre asta, însă oamenii obișnuiți spun, fac următoarea observație. Păi dacă se reduce programul de deschidere pentru magazine, atunci în perioada rămasă nu cumva oamenii se vor îmbulzi? Aveți un răspuns pentru preocuparea asta? Poate să fie o preocupare legitimă, da. Este adevărat. Pe de altă parte trebuie să ne uităm, și nu am aceste date, să ne uităm la intervalele de timp în care de regulă persoanele, oamenii își fac cumpărăturile, pentru că nu există o linearitate. Adică nu, dacă avem 100 de persoane într-un magazin, ele nu merg acolo în mod ordonat pe durata temporală, ci există fluctuații și atunci trebuie să vedem dacă putem să facem în așa fel încât aglomerările să fie disipate sau dacă reducem, nu reducem într-o zonă unde era aglomerație, deci nu aglomerăm mai mult restul programului. Sunt, da, cum spuneam, în funcție de datele disponibile, putem să vedem dacă măsurile respective sunt sau nu eficiente. Și acum, e ultima întrebare, când credeți că vom avea noile reguli, noile restricții? Vor veni până la sfârșitul săptămânii astea? Când? Da, cred că e cu siguranță o chestiune de zile. Până la sfârșitul săptămânii avem cu siguranță niște măsuri. Pentru că trebuie să folosim intervalul care a mai rămas până la Paști, ne-a spus tot dumneavoastră. Vă mulțumesc, Alin Stoica, prefectul Capitalei, în direct la Digi24. Păstrăm subiectul, ne interesează.